O ploaie torențială, care nu a durat mai mult de o oră, a făcut prăpăd în urma creșterii debitului de apă pe pârâul Valea lui Topor din localitatea Hârtiești. Viitura a inundat 31 de proprietăți. Pompierii argeșeni și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate au sărit în ajutorul sătenilor pentru a înlătura apa care a intrat în locuințe, anexe gospodărești, beciuri și curți. Pârâul a pus la pământ o parte din culturile oamenilor, a adus aluviuni în gospodării, a mutat 3 autoturisme și a luat un cal înhămat la căruță. Din fericire, calul a fost găsit teafăr, iar apele pârâului au scăzut relativ repede.